Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter s-a produs duminică seara la ora 23:04, anunță Centrul European de Seismologie. Epicentrul a fost localizat la 19 km distanță de Focșani și la 4 km de Mărășești, la 40 de km adâncime, la fel ca seismul din 22 noiembrie. Și Institutul Național pentru Fizica Pământului anunță pe site-ul său că la data de 7-12-2014, la orele 23:04, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,6 grade în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la adâncimea de 40 de kilometri. Potrivit feedback-ului oferit de utilizatorii site-ului Institutului, seismul a fost resimțit în București, Galați, Focșani, Brăila și Constanța. Amintim că în urmă cu două săptămâni, sâmbătă, 22 noiembrie 2014, în aceeași zonă a avut loc un seism cu magnitudinea de 5,7 grade pe scara Richter, care a fost resimțit în București și Iași. Institutul Național pentru Fizica Pământului a anunțat atunci că seismul s-a produs la ora 21:14, la o adâncime de 39 de kilometri, cu epicentrul la aproximativ 5 km de orașul Mărășești și 19 km de Focșani. Coordonatele cutremurului din 7 decembrie 2014 sunt aproape aceleași după primele date publicate de autorități.